anul 2022 și a execută bugetarea pentru anul 2023. Administrator Viorel Mătuț. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea categoriilor de persoane care beneficiază de gratuități sau reduceri la plata transportului și aprobarea tarifelor aplicabile pe rutele funcționale din Uniunea Europeană și Uniunea Europeană și retur pentru anul 2022, inițiator Viorel Mătuț. La primul proiect, la proiectul de buget, avem 4 amendamente. Bun. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumim. La proiectul de buget avem câteva amendamente. Dau citirea amendamentelor. Primul amendament pe care voi citi este din partea domnului consilier Mihai Stanislau, consilier local al Comunei Mihai. În urma analizării în cadrul Comisiilor Reunite din data de 9-a a proiectului de buget, ridic următoarele amendamente. Propun alocarea sumei de 40.000 de lei pentru achiziționare și montarea unui număr de 450 de furnizori de protecție semnalizat cu bandele pressurizante și sistemele de prindere care am observat că se achiziționează separat. În acest sens, calculul meu s-a bazat pe oferte de pe internet la 65 de lei cu plata, respectiv pe o lungime de aproximativ 750 de metri în ea, pentru trotuarul dintre localitatea Ochin și Timișoara. Solicit acestea, având în vedere faptul că personal am constatat că acest spațiu este nedelimitat decât prin bătură la limita drumului de seamă, cărcișorii protejând mult mai mult comunitatea noastră. De asemenea, propun alocarea sumei de 5.000 de lei pentru achiziționarea unor plante ornamentale, inclusiv arbori de dimensiuni mai mari, pentru parcul din Ochin, ținând cont de o parte sau o zile. În speranța că amendamentele vor fi susținute de dezbaterii, respectiv promovarea totul în cadrul bugetului inițial, vă mulțumesc. Este amendamentul domnului consilier Mahesh. Vă dau citire amendamentului domnului consilier Dank. În urma analizării în cadrul Comisiei Reunite din data de 2-a proiectului de buget, ridic următoarele amendamente. Propun alocarea sumelor necesare pentru execuția cu pavaza aleii bietonale din localitatea Timihaiul Român, de la dispensarul medical, până după intersecția cu magazinul Profin, pentru că această zonă se întâmplă o stare foarte degradată. De asemenea, propun alocarea sumei de 5.000 de lei pentru elaborarea unui proiect tehnic necesar acoperirii pieței agroalimentare Timihaiul Român. Speranța că amendamentele mele vor fi puse de dezbatere de respectiv promovarea acestui amendament în bugetul inițial, vă mulțumesc. Voi da citire amendamentelor propuse de către domnul consilier Dugan. Primul amendament este instalarea de coșuri de gunoi cadavre pe cât mai multe stări din comună. Al doilea amendament, tabele de vacanță pentru copii cu performanță școlare și extrașcolare, prin care domnul spune că încurajăm talentul local în orice domeniu al el, ridicând la personalitatea și imaginea universităților de învățământ în comună. Amenajarea unui loc de joacă modern și al curții pentru copii de la rezidența de pe CFK, dotarea bibliotecii din Timihaiul Român, un calculator, birou și laptop pentru a deveni cu adevărat funcțională și a fi folosită în viitor la mai multe evenimente culturale, și igienizarea zonelor de la marginea statului ce sunt afectate în acest moment de gunoaie de aruncate inegale. Și mai avem un amendament de la domnul consilier Leonard Iulian, care solicită alocarea sumelor necesare pentru execuția unui sistem de avertizare luminos pentru trecerile de pietoni din localitatea Timihaiul Român, după magazinul Profit Restul Calat, precum și cea din fața primăriei, respectiv alocarea sumei de 40.000 de lei în acest sens. Nu, numai dacă se fac toate la prețul ăsta, e foarte mare prețul. Dacă îmi permiteți, da. Noi am discutat aspectele vis-a-vis de amendamentele noastre, o parte dintre amendamente sunt susținute de proiecte și de sume alocate deja de noi, e foarte bine că le-ați propus, vis-a-vis de proiectul master, vă dau un exemplu, este cuprins în proiectul pe AFM. Eu zic că dacă noi vom câștiga proiectul, nu are rost să consumăm sume de la bugetul local, fiindcă sunt sume de pe fonduri europene și se pot face decontări de aproape 100%. Este bine că ați adus în atenție. Eu zic și propunerea mea, iarăși la domnul consilier Dan,
vis-a-vis de trotuare, noi avem o sumă, am și discutat cu comisiile reunite, alegerea străzilor pe unde este necesar pe urmă și pe urmă, o facem împreună cu noastră, e foarte bine venită ideea noastră, ați văzut că există un trotuar unde nu avem trotuar deloc și o să vă susținem cel puțin din punctul meu de vedere, dar cu siguranță și restul consilierilor amendamentul, ca de fapt a tuturor, eu zic că sunt pertinente și nu văd unde ar fi problema vis-a-vis de aprobarea lor de către plenul Consiliului Local. Acum, nicio problemă, puteți să discutați pe ele, dar propunerea mea ar fi să le votăm în bloc, fiindcă nu văd impedimente sau nu sunt sume atât de mari să nu putem să le susținem financiar. Vă rog, consilierii, dacă au de discutat sau să le discutați vis-a-vis punctual, nu am o problemă, dar nu sunt probleme mari, nu sunt atât de costisitoare financiar pentru noi să nu putem să le implementăm. Și unele dintre ele deja sunt. Da, mai avea o propunere, eu cum am analizat acest buget și dacă am putea să mutăm sumele care mi se par nouă, dar bineînțeles cu acordul noastră și să se supună la vot, unde mi se pare nouă că s-a alocate sume foarte mari și să putem trece de aici din sumele astea, de exemplu, râsul Iordache, piatră și ce am controlat, să mai adăugăm la un kilometru, doi de asfalt, un kilometru jumătate. Da, asta fi un punct al meu de vedere care aș dori să discutăm. Am înțeles, domnul consilier, dar noi, comisii reunite și cu dumneavoastră, când am avut discuție, v-am spus că până vineri am acceptat și luni să veniți cu amendamentele scrise la noi, să dea pe până legislatură, să ajungă la domnul secretar. Am chiar ultima zi să facem, să modificăm, nu am o problemă, se poate discuta, se pot aproba sau... Dar și acum rămâne la atitudinea și a colegilor consilieri ce părere au vis-a-vis de astea. Mai multe probleme care am parcurs bugetul, deși comisiile reunite n-am putut să particip cu copor. Da, nu vă supărați, dar v-ați spus și domnul primar, până luni puteați veniți să depuneți. Nu vorbim de amendamente. Nu ne asumăm, nu vrem să ne asumăm absolut nimic. Doar vrem să mutăm niște sume unde vedem noi. Dar e același lucru. Domnul consilier, este amendament la proiectul de buget. Discuția pe care o avem acum, discutăm de permutarea sumelor, să luăm într-un capitol sau într-o anumită zonă, să punem la... Este egal cu un amendament. Este un amendament și acesta se cere din dumneavoastră. Crezi că e un efort atât de mare? Ținând cont de sumele care s-au luat în realitatea... Nu, e efort mare. N-am apreciat ca efort financiar deosebit, doar că eu v-am spus că există anumite proceduri pe care cu toți trebuie să le discutăm. Dacă ținem cont de proceduri, nu poți spate în prima zi și procedura bugetului nu a fost cu pașii care vreau să fie și aici să fim este discutat. Dacă 90% din consilieri au fost la comisiile reunite și numai n-ați fost, aia e altă problemă. Este o problemă la armată personală. Nu, e o problemă de comunicare și de transparență. Chiar ați primit toată lumea un dosărel cu tot ce cuprindea proiectul de buget, ați putut să-l luați, să-l analizați și ați avut termen, eu zic, în două zile se poate parcurge tot ce era acolo, nu este atât de scufos, să puteau face anumite modificări. Da, cum considerați dumneavoastră, asta e opinia mea, domnul președinte. Și al doilea lucru, i-aș cere colegului Buzan să-și retragă proiectul cu biblioteca de pe prin amendamente, fiindcă nu este cazul. Știm bine, cu mine am și discutat, chiar nu este cazul. Acea bibliotecă este funcțională 99%. Este funcțională pe un an de zile, nu am planificat acolo. Este. Asta a funcționat. Este, Cosmin. Ai fost o vezi? Nu pot să spui că nu e funcțională dacă nu ai fost o vezi. Funcțională înseamnă să intre oamenii acolo, să se întâmple ceva, măcar o dată la, nu știu, lună sau ceva de genul. Cam asta înseamnă funcțională. Am și o întrebare, domnul consilier Iuga. Da. Spuneți-vă, cine este bibliotecar? Noi avem o echipă destul de mică la momentul ăsta ca angajatul primării și să știți că așa va rămâne, fiindcă știți ce probleme avem. Fiecare dintre colegii mei
are mai multe, au mai multe atribuții, să știți, din dispoziția primarului. Eu vă spun că nu are o persoană o singură atribuție. Că este la agricol, mai face și alte activități. Că este arhivar, face și alte activități. Că este la mediu, face și inclusiv zona culturală. Să știți, de la mine, fiindcă așa le împărțit, nu pot să rămâi acolo să facă făcut o hârtiuță din când în când, să știți că mai cerem și o notă explicativă și să vedem ce face fiecare. Ce a făcut în ziua respectivă. Că așa este normal. Și atunci unde s-a văzut că activitatea nu este atât de mare, am mai dat dispoziții pe anumite zone. Așa se întâmplă în orice instituție, să știți. Atribuția domnului Boenare este inclusiv asta vis-a-vis de zona culturală, de bibliotecă, fiindcă cunoaște cel mai bine și să știți că amânat nimica vis-a-vis de bibliotecă, avem, este organizată pe rafturi, foarte bine, se dorește un calculator sau ce avem nevoie, o să-l montăm acolo și va fi la dispoziția oamenilor, fără niciun fel de problemă. Adică nu, domnul Puzan, adică s-a ocupat o persoană de această bibliotecă, Simona Zlughe, n-are rost să ne ascunde, știe toată lumea. Nu puteți să veniți dumneavoastră din un amendament când mai, de exemplu, lipsește un calculator, cum spune domn primar, și să vă asumați la finalul mandatului că ați spus-o dumneavoastră. Nu-i corect. Atât, dar tot despre asta e vorba. Deci de asta e vorba. E părerea mea cu mine, și celălalt, Cosmin, sunt pertinente. Eu ți-am spus că sunt de acord cu el. Putem colabora și nu e nicio problemă. Eu am o mențiune. Am să votez în bloc și vă felicit pentru toate amendamentele. Unele dintre ele chiar sunt la subiect. Ar fi într-adevăr au fost discutate în comisiile reunite și chiar dacă a fost la nivel de teorie, cum a fost, cum a prezentat și doamna directoare să avere și să stimuleze toți elevii care au talente, le va pune în practică dânsa. Nu cred că e corect să le furăm în ghilimele. Deci, pe scurt, acum ce vrea PSD-ul? Ce vrea PSD-ul? Nu, ascultă-mă, votez în bloc și încă o dată vă felicit. Dar, în același timp, mă bucur că am fost în Comisia Reunită și care a fost și care n-a fost și focusul principal este să trecem bugetul apte principal pentru comunitate. Și votul meu este pentru. Deci, să nu mai vorbim nimic, să înțeleg, dragi colegi. În momentul în care este 99% funcțional, ce lipsește ca să fie și acel 1%? Calculator. Legat de principiu. Acel calculator. Oamenii. Și ce înseamnă? Ne ia de mult să-l alocăm. Poate să vă spun eu ce lipsește? Da, mă rog. Lipsește. Spațiul este foarte mic. Am adus foarte multe cărți. Am adus inclusiv de la Deva o remotă plină. Ok. Nu exagerez. Am mai suplimentat cu încă două rafturi, ceea ce înseamnă că deja sunt 6 rafturi pline cu cărți. Perfect. Și ce calculator există, sunt centralizat, 100% cum se dorea. Totul a plecat de la ideea să poți să nu te ții o carte acolo, să bei o cafea și să vorbești cu Nicoleta, de exemplu. Nu poți să faci lucrul ăsta pentru că spațiul e foarte mic. Poți să-ți iei o carte și să o împrumuți, să o duci acasă, să o citești frumos. Deci în momentul de față se poate lua un caut, inclusiv am lăsat programul deschis și dacă vă duceți la intrare, e o cutie frumoasă unde lumea poate să vă dacă putea să duc. Lumea știe de acest spațiu? Da, lumea știe. Lumea știe, doar că eu n-am făcut o popularizare politică. Am făcut-o. Și lumea a fost receptivă. Drept dovadă sau lumea a fost publicată. Vreau să dreptul la cuvânt, dacă se poate. Mai putem face asta? Oricum. În legat de bibliotecă, recunosc meritele doamnei și nu am făcut vorba că nu se recunosc meritele doamnei. Eu am spus doar că eu și colegii am spus că nu este funcțional, în sensul că în 2022, cred eu, e vorba aici de cam multe ani, domenii de viziune. O bibliotecă nu mai înseamnă doar cărți în 2022. Cărți se plină lumea, e plină pe internet, sunt gratuite și așa mai departe. Înseamnă organizarea unui eveniment în principal sau cumva să... Na, să integrezi, să se întâmple ceva acolo, pentru care o altă lună, sau măcar o altă timp, să se întâmple ceva. Că dacă doar am adus cărțile, pot aduce cele mai bune cărți din România și din unde vrei. Dacă lumea nu vine nu interacționează, se întâmplă ceva, cât de cât, nu are nicio valoare, niciun rost asupra comunității. Eu de-asta am înainte de bibliotecă. Asta legat de bibliotecă. Bun, ok. Ce să facem cu biblioteca? Foarte simplu, dacă credeți că asta e marea problemă. Asta vedem că să facem. Dacă asta e o problemă, putem retrage acum fondul biblioteca, vedem exact care e situația, încercăm să mișcăm lucrurile și vedem la rectificarea bugetară dacă o să fie nevoie peste câteva luni. Asta legat de biblioteca. Al doilea punct, ce îl spunea doamna Zuge, cu buțele, cu
taberele școlare. Nu este prevăzut în bugetul școlii acel punct și nu e vorba, cum să spun, că nu s-a fi organizat în viitor. Și am păstrat eu oportun să le menționăm acum. Doamna directoare la școală, a fost foarte contentată ideea. A spus că ea a făcut această procedură la Giurbă, unde era rețetă. Deci de ce să nu implementeze aici? Și să vrea să implementeze și aici. Ea nu a spus nimic, de asta nu apare bugetul local. E vina noastră că venim cu o idee, să nu venim cu nicio idee. Nu, dar nu am zis de idee. Felul care e prezentat tu pe Facebook, a fost și am pozele, dacă e nevoie, prezentat ca și cu toate ideile noastre ale USR-ului au fost așa, non-sensuri și politice. Ceea ce nu e deloc adevărat. Eu susțin și e părerea strictă a mea, nu a PSD-ul, nu a PNR-ul, nu, e strictă a mea și trebuie să percepe asta. Deci opoziția să înțeleg că nu poate să vină cu nicio idee din punctul dumneavoastră de vedere. Am scris asta. Sau nu a venit niciun merit. Orice s-ar întâmpla. Am scris asta, Cosmin, hai să nu... Eu zic e rușinor că continuăm circul ăsta. Tu l-ai început. Și l-ai început de două ori. A fost politicos și ai scris amendamente și să continuăm după aceea. Bun, hai. Vă rog, vreau să felicit pe colegii de USR, cei care au făcut referitor la tabăra școlară, este cel mai bun amendament pe care l-am dus acolo la voi, celelalte au fost discutate chiar dacă nu au fost asumate de cineva la mine. Poșurile de gunoi au fost discutate? Și pentru că era cu ziua națională a lecturii și noastră a fost inițiativa resuscitării bibliotecii, dacă îmi permiteți să vă fac și eu o donație, dacă doriți. Donație mie? Da, da. Deci, dar cumpărarea pe bun. Legat de această carte, domnul Vâscă, vă mulțumesc foarte, dar mulțumesc dacă vreți să-mi dați lecții de civilizație și cultură, cartea asta am citit-o acum 20 de ani, la mine nu e folie. Mergem acum la mine în bibliotecă și vor perfect, e folosită. Important este acum 20 de ani. Restul de detalii, dacă vreți, putem discuta despre ea. Detaliile sunt interesante pe comportamentul dumneavoastră, de colegii dumneavoastră. Păstrați pe care au autografe la online. Ok. Deci, acum, iarăși, reproșul este că nu sunt coleg suficient cu dumneavoastră, adică nu vă votez anumite chestii sau altora, că deschid gura totdeauna de liberare. Haide să schimbăm subiectul. Hai să schimbăm subiectul. Hai să schimbăm subiectul. Să mă ia cu la tine. Vă invitați acasă. Da, să le punem implementare. Permite, vă rog, să vă mulțumesc, am văzut de vedere. Domnilor, vă rog frumos. Având în vedere că s-au făcut comisii reunite, s-au făcut dezbatere publică, s-au acceptat amendamente până luni, inclusiv această săptămână, supun la vot proiectul de hotărâre privind abordarea la urmarea subiectului de cală de comisii reunite și comisii investiții. Avem o grămadă de sesizări datorită faptului că dezbaterea publică a fost făcută pe pagina de Facebook a domnului primar, unde foarte mulți cetățeni sunt blocați pe acea pagină și nu au putut interveni ieri. Și faptul că au putut interveni doar în scris cei care au putut accesa pagina domnului primar, aș dori să dezbatem astăzi, aici, repede, tot bugetul care îl avem și domnul președinte. L-am mai făcut tot asta. S-a făcut comisii reunite special pentru dezbaterea bugetului. Comisiile reunite nu s-au făcut. Da, s-au făcut comisii reunite la care dumneavoastră ați fiți. Da, nu știm din ce motiv. Vă spun după care ați fost, lăsați-mă vă rog frumos, eu v-am lăsat să vă terminați ideea. După care ați fost în birou la domnul primar cu domnul Hărduc să discutați problema bugetului. Din câte știu. S-a discutat problema bugetului în birou la domnul primar, cred că luni. Nu sau mai nu știu exact. O parte, da. Așa, o parte. S-a discutat problema bugetului. Iar în momentul în care ne întâlnim într-o ședință de plen, oficială, în care să-l supunem la vot, bugetul comun este Mihai Român, dumneavoastră zice să-i facem dezbaterea în momentul de față. Nu putem să facem dezbaterea pentru că dezbaterea s-a făcut. Da, s-a făcut pe pagina de Facebook a domnului primar, pentru că este primarul comun, este Mihai Român. Și da, pagina nu ar fi dorit să se facă. S-au anunțat că se face dezbatere publică, au venit oameni care au vrut să se înscrie, dezbaterea s-a făcut
online, adică nu s-a blocat absolut nimeni, nu cred că e... Consilierii PNL sunt blocați, eu unul blocat, nu știu care mai, care l-a ascultat. Nu știu care v-a ascultat, probabil ați avut internet. Am internet desblocat pe pagina. Dar având în vedere că s-a discutat bugetul de două săptămâni... Ar trebui să fie deblocat, colegii noștri. Deci de două săptămâni de zile se discută bugetul. Noi când ajungem în momentul de față să-l votăm, vrem să ne facem o caciarma, ca să-i zic așa, să ne vadă din nou lumea pe camere. Cât suntem de înverșunați unii împotriva altora. Nu suntem înverșunați unii împotriva altora. Dacă vrem să facem ca cearma, nu o facem decât împotriva cetățenilor care, în momentul de față, sunt și ei blocați, pentru că nu avem buget funcțional în comună Simia ai români. Pot să am dreptul la rețetă? Vă rog, cacearma, cacearma înseamnă că un cetățean în comuna asta nu poate să participe chiar online fără dezbaterea de buget. Păi, dumneavoastră... Doi la mână, dați-mi voie, domnul președinte. Vă rog frumos. Doi la mână. Nu poți convoca o ședință astăzi la ora 4 după amiază, pentru mâine la ora 12, pentru că fiecare dintre noi avem și alte treburi. Trei la mână. Dacă noi am extras niște puncte de aici și am dorit să le discutăm, nu tot bugetul în ansamblu, sunt și lucruri bune acolo. Deci sunt lucruri bune, am discutat cu domnul primar, am lămurit niște chestii, dar aș dori să mai lămurim niște chestii care nu știu dacă dumneavoastră ați parcurs acest buget, uitați-l pe anul de băuzat și nu știu dumneavoastră dacă îl aveți. Să parcurgem niște etape în care suntem aici, aleși locali, dânsi mai eu german, dânsi mai eu român, dânul fiind. Într-adevăr, reprezentăm toată comunitatea. Dar de ce nu putem discuta pe niște puncte și mai ales cu doamna președintele economic, care mă gândesc că a parcurs bine bugetul și poate să ne lămurească, 3, 4, 5 aspecte. Care putem veni cu proiecte de ordine și dacă putem multe asume, am spus, pe parcursul acestui an. Lăsați amendamentele, să știți, iată. Bine, dumneavoastră aveți majoritate, dumneavoastră vă asumați, nu ne dorim să ne asumăm nimic. Haideți să nu transformăm acum. Nu transformăm absolut nimic, doar discutăm. Și vă rog frumos să revenim la un lucru care e important. Dacă vrem să vorbim, cerem voie președinte ca cel normal, dumnealui conduce lucrările. În primul rând vreau să vă spun că proiectul de buget este pus este în data de 31.01 pe site-ul primăriei. Acolo se putea vizualiza, masa a primit mape cu tot ce trebuie acolo, cu sume, cu tot ce a cerut de la contabilitate. Pe partea cealaltă, vis-a-vis de dezbaterea publică, să știți că nu am avut foarte multe persoane, dar în același timp, dacă ați urmărit sau cine, să zicem, cu toate că na, o fi o scăpare de-a mea, că sunt dezlocat. Până una alta este pagina mea, nici eu nu văd la masă mare lucru că ați făcut. Eu știu ce, de nu văd postările și toate postările ce se mai scriu acolo, fără supărare. Eu cred că a fost destul de transparent. Ce s-a întâmplat, el s-a distribuit pe toate, pe mai multe pagini. Putea să vedeți cu siguranță, nu a fost numai la mine pe pagini. După aia am intrat și pe două ori, am văzut și eu. În toate părțile, fără supărare. Au fost peste 1000 de vizualizări, eu zic că nu-i puțin lucru. Oamenii care au avut descris, să știți că mi-au și scris, putea să mă să o faceți. Dar eu zic că era foarte important. Și după asta am avut o discuție în birou cu domnul și cu colegul noastră, cu domnul Hărduț. Cu colegii am avut, vă repet, am avut câteva ore, cum a zis și colega mea, de discuție aici și am răspuns la tot ce a fost doamna contabilă unde s-a impus și a solicitat astfel. M-a să repetați în fiecare an, domnul Trifan, aceeași frunzăriți hârtiile alea, le face harcea, partea, mă zgăriți pe ele, ați avut trei puncte pe care le-am demontat la mine în birou. Aduceți-vă aminte și v-am spus aia, le-am lămurit. Acum brusc vreți să mai faceți din nou o altă discuție. Dar nu am spus decât să discutăm, domnule. Dar nu am o problemă cu discuțiile. Cert este că dacă le reluăm, mutăm sume, vorba de sute de mii de lei aici. Fără supărare, noi împreună cu secretarul, cu viceprimarul, cu doamna contabilă, am lucrat câteva zile, o săptămână cel puțin, zi de zi. Deci chiar să le reluăm acum, să le întoarcem, am acceptat cu drag și vă spun acum că noi vom vota, am vorbit cu colegii mei, consiliului vis-a-vis de amendamente. Nu avem o problemă și sunt foarte binevenite. Dar nu începeți să o reluăm, să aveți chef de discuție acum. De ce veniți și munciți în timpul săptămânii și în momentul în care eu convoc comisiile, știu de ce le convoc, este secretarul, e toată lumea. Acum vrem să facem un mic spectacol. Eu nu de acord cu asta, fără supărare, nu vreau să jumătate de munca noastră pe care am avut o săptămână, două, trei, chiar de la începutul anului, să tăiem, să mutăm, nu-i vine acolo, pentru ce?
trebuia să veniți cu chestii pertinente, v-am spus și le acceptam fără probleme. Dovadă este, am stat cu domnul Buzan la modul civilizat, i-am spus, da, că vine, uite, așa, așa, cu toată lumea, cu colegii, cred că am vorbit și cu domnul Meheș, cu domnul Dang, niciun fel de probleme, cu dumneavoastră, la fel, cu colegii mei, unde cu domnul viceprimar, unde s-a considerat necesar, am intervenit. Dar în opinia mea, eu zic că nu știu dacă e oportun acum să reluăm din nou, dacă sunt 3-4 puncte, eu n-am niciun fel de probleme. La final, cel care conduce ședința este domnul viceprimar, este președință, și rămâne la aprecierea dumnealui. Deci eu, din punctul meu de vedere, mă spun că, din punctul meu de vedere, s-a fost timp suficient și pentru amendamente, și pentru discuții, și în cadrul restrâns, și în cadrul mai larg, a fost timp să se discute. Dumneavoastră nu ați participat la niciuna dintre discuții. Ați venit doar la o discuție cu domnul Hătuț, în birou la domnul primar. Iar în momentul plenului, revin și repet, în momentul plenului venim să desficăm birou în față sau vrem să facem birou pâine și ce, cum se mai spune. Domnul președinte, v-am explicat de ce n-am participat, pentru că ședințele nu se convoacă normal. Dezbaterea pe buget nu s-a desfășurat într-un mod normal, datorită pandemiei, și am înțeles așa. Au fost foarte mulți cetățeni care mi-au spus, din care au văzut bugetul postat pe Facebook de domnul Buzan și de cine au văzut, că sunt niște sume alocate și nu vreau să dezbat tot bugetul astăzi, acum, aici. Bun. Doar câteva puncte. Numai puțin, dacă îmi permite. Doar câteva puncte, domnul primar. Nu știu ce este cetățenia aia. Nu m-au comunicat dumneavoastră toleanțele lor. Cetățenii care vă tot sună și vă... Cum v-au comunicat? Dați-ne și nouă două, trei mesaje. La întâlniri. Dați-ne și nouă câteva mesaje. Da, de exemplu, biroul nostru este... Da, trimiteți mesajul președintelui de ședință. 5 mesaje, să le vedeți. Vă duc procesul verbal, dacă doriți să... Domnul, de pe telefon, nu-i mare lucru la domnul președinte, că nu trebuie să mi le trimiteți mie. Domnul viceprimar. Nu trebuie întrebarea asta și... Domnul primar s-a referit că dacă aveți mesaje pe telefon de la cetățeni, să le citiți sau să le arătați. Asta s-a referit. Domnul, numai puțin, și îmi încheie și atunci mai... Ideea următoarea. Noi nu putem să facem amendamente sau ce vrem să facem. Dar nu e vorba de amendamente. Deci, ascultați-mă, discuțiile sau tot amendamente, să știți de la mine. Astea le depuneți prin registratură. Vin la primărie, așa faci și... Dați voie, domnul primar, să spun. În 2016, când ne-am adunat toți la masa asta aici, da? Am spus, formăm o echipă care vrem să facem lucruri constructive. Da. Și dacă eu sunt mai vocal sau deranjez de multe ori, n-am avut majoritate să pun în practică ceea ce am gândit eu, da? Am spus dumneavoastră, v-am susținut, v-am votat toate bugetele, mai puțin cel din 2017, care dacă l-am analizat, o să vedeți ce anomalie e acolo, da? Și bugetul de anul ăsta, am spus că sunt foarte multe lucruri bune acolo, dar sunt și foarte câteva chestii care cetățenii nu le înțeleg. Și nici eu nu le înțeleg, ca și ales local. Mă scuzați că intervin. Câte puncte aveți am acum? Am o discuție cu doamna președinte de la economic, care mă poate lămuri foarte simplu. Și doamna președinte de la economic. Așa de bine te pot lămuri și ceilalți colegi din Comisia economică. Doamna președinte, nu vă răspunde să știți la întrebări. Da. Atâta timp cât sunt de bun simț și fără agresivitate. Dacă îmi dați voie. Știți foarte bine că ați fost președinte un mandat la companie. Ce, spuneți-mi și mie, ce atribuții în plus are președintele unei comisii în afară de a face convocarea domnului Tifan? Sincer, mă întreb, că ați fost președinte a unei comisii... În primul rând la buget, o dată pe an, poate să parcurgă acest buget și să înțeleagă prioritățile, sumele, și cheltuiele. Dar la parcurs. Na, și dar de ce vă deranjează? Dar nu mă deranjează, dar simt puțin răutat, dar la tot. Strict economic. Exact. Are acolo sume, da? Da, la un moment dat. Să revin încă o dată. Noi le-am discutat în prealabil în Comisia de Unii. Tu ai acolo pe foaie sume. Da. Din el sume, da? Da. Sumele alea, ca tu să le discuți și să le muți în altă parte, ai nevoie de amendament. Încă o dată cu scrie. Dar eu știu treaba asta, mai dar ca să fac amendament înseamnă că vreau să mă asum ceva. Nu doresc să mă asum nimic. Nu vrei să-ți asum. Ok, și atunci ce vezi? Deci nu am, eu sunt constrâns de 6 ani. Încă o dată, am felicitat colegii tăi care au participat activ și au făcut amendamente pertinente. Încă o dată.
Bine, mulțumesc. Și numai asta trebuie să dați răspuns la câteva întrebări care doresc să vi le pun. Dar lăsați să fim aici. Nu mă puteți întrebări. Ne terminăm până acum. Păi doamna președinte, haideți să vă spun. Vreau să-l adică după mine transparență, vorbim omul ăsta filmează, domnule. A trebuit să filmați, măi, duceți că ție. Domnul Trifar, vorbiți cu noi. Domnul Trifar, și cu asta închei. Nu mă puteți. Dacă dumneavoastră vă păsați așa de mult de oameni ăștia care vor scris, vor sunat, vor nebunit. De ce nu le-ați transformat doleanțele în amendamente? Că așa se face. Deci pentru că nu o să treacă amendamente. Discutăm ca la piață. Discutăm strict pe ceva scris, cu temei legal, vedem ca pe capitole de contabilitate, să o facem de dumneavoastră. Așa bun. Trebuie să lucrăm. Să știți, dacă dumneavoastră vă cramponați la domnul Buzan, care o... Dar nu m-am cramponat, fiindcă omul nu s-o vede corect. A resuscitat un pic biblioteca aia, care acum un an ne dădea marge pe Facebook. Am zis cum să treacă proiectele mele, care am dorit să fac. Ce vrea de fapt lumea? Vrea apă, vrea canal, vrea asfalt. Și nu, vor le, piatră, nu le regăsiți la proiectul de buget? Nu vor piatră de 1.200.000. Nu vrea piatră de 1.200.000, care le-am extras de buget. Nu vor parcuri de 7-8 miliarde. Nu există 1.200.000. Președintele economic, investiți. Vreți să fac și conspect sau cum? Nu conspect. Doar să spuneți, cât costă un kilometru de asfalt? Tu ești de la urbanism, poate să spui tu. Nu, nu știu cum să zic. Banii, eu știu că sunt la Comisia Economică, eu la urbanism știu. Vă rog, domnul Trifan, haideți să facem o dată. Nu are de unde să știe doamna Ghiughe sau domnul Gasol. Lăsați-mă, vă rog frumos să vorbesc dacă vreți și aveți pertinența. Deci, nu are de unde să știe doamna Ghiughe cât costă un kilometru de asfalt, pentru că nu este un proiectant. La noi toate asfaltările și toate lucrările se fac în urma unor proiecte care sunt făcute de proiectanți. Proiectanții cunosc prețurile, proiectanții cunosc toate structurile care trebuie făcute. Proiectanții știu lățimea drumului în funcție de trama stradală, proiectanții știu multe. Deci noi facem tot în urma unui proiect. Nu a inventat domnul primar sau domnul Nini. Gata, kilometrul de asfalt costă 700 de mii de euro. Dau un exemplu. Nu a inventat nici domnul primar, nimeni de aici de la masă nu a inventat. Este un proiect care vine atâta de sufoc. Avem sume. De acolo se depinde de soluție. Domnul președinte. Deci nu, asta e o întrebare, nu se poate adresa. Vorbim de sume, nu vorbim de proiectanți. Domnul președinte, domnul președinte, haideți să facem o chestie mai pertinentă și să nu încercăm să punem în colț unul dintre consilieri. Proiectul de buget este al meu, al primarului, cu aparatul de specialitate. Este normal să mă întrebați pe mine. Începem cu un kilometru de asfalt, vă răspund eu și le demonstrez punctual. Kilometru de asfalt, ca preț de referință, la momentul acesta, modo grosso, că nu vă dă nimeni un preț 100%, din cauza prețului țițeiului și ce înseamnă la asfalt, fluctuează, ajunge la momentul ăsta undeva la 120.000 de euro, de acolo începe. Kilometru. Depinde de trama stradală, dacă e de 4 metri, de 4-5 sau de 5 metri, plus lucrarea de structură pe care trebuie să o faci, dacă există zestre și săpătură, depinde ce dă proiectantul în proiectul respectiv, înțelegeți? Și poate să ajungă, depinde de zonă, dacă există piatră sau nu există, dacă este zonă umedă, e altceva, să face blocaj de piatră, sunt multe lucruri. Să știți că lasă, am lucrat de ani de zile. Chiar pot să vă răspund. Eu știu că nu este... Da, uitați, punctual, eu vă rog să mi le adresați unde pot punctual să vedem. Punctual pe 3 puncte, da? Vă rog. Ca și investiții dumneavoastră în acest an, ați alocat undeva la 2 milioane de ron pe Sinaiul Român, 1.400.000 de ron pe Udvin și 308.000 de lei pe Sinaiul German. Este discutabilă sumă. Vă spun de ce. Ia uitați-vă acolo și nu le-ați calculat. Bine, există o paritate între, într-adevăr, pe Sinaiul German. Există o sumă un pic mai mică, fiindcă și localitatea e mică, drumurile în parte acolo s-au acoperit, deci acolo avem procent undeva la 70% din drumuri sunt asfaltate, nu e foarte mare și în fiecare an facem și pe buget 2-3 străduțe, într-un an, doi, ne închidem total cu Mihai Cerva în sfârșit. Ia uitați-vă vă dau un exemplu, cum pot să spui că Udvinul este mai puțin finanțat în moment ce pe Udvin trama stradală, vorbesc de pavaj, de trotuar,
începe de la capătul Udvinului, de la Punto, și se termină la capătul localității. Este vorba de 3 km și ceva. Uitați-vă ce sumă sau câte străzi se vor face în Mihai. Nu e același lucru, să știți. Discutăm toată partea dreaptă a localității Udvin. Discutăm de paritate la asfaltare, este cam 50%, 50-50, să știți. Și pe fonduri europene și pe angheța linii. Înțelegeți? De multe ori depășim pe Udvin cu 10% este Mărnul, fiindcă e localitate mai aproape și un pic se dezvoltă mai tare acolo. Înțelegeți? Eu dumneavoastră discutați în general și eu vreau să discut punctual. Deci asta este tot de fel. Aveți alocat pentru asfalt în Udvin 350.000 de lei în Udvin pentru asfaltare. Dar 350.000 înseamnă undeva la 70.000 aveți o sumă de mii de euro. Nu, adică aveți undeva de vreo 400.000, cred că numai asfaltul, fără restul de structură, fără PT-uri. Nu, avem 350.000. Ce rețin eu din cap și mi le-am scos. Nu, cu tot cu PT-uri și cu lucru efectiv. Alea sunt alte sume, alte, numai de ideea. Dacă vorbim de Udvin, este și vorba de asfalt. Depășim un milion de lei pe Udvin, deși de la mine. Ia uitați-vă pe proiectul și să le găsiți lume. Asfalt ce avem noi la Udvin este 350.000 de roni și vă știți spun imediat. Dar ați spus, domn primar, înainte are nevoie și... Aia înseamnă undeva la 0,6 km. Aici nu intră contractele semnate deja. Iau kilometri ca să se facă. Nu, vorba de aia. E vorba de buget. Avem contract semnat anul trecut, de decembrie, pentru execuție. De buget. Banii din buget. Vorbim de asfaltare, nu banii din buget. Pe buget vorbesc. Dar avem contract chiar că în decembrie sau nu. Dar pe decembrie e semnat. Pe 4 străzi. Deci nu e așa. La străzi din partea de... Sigur că da. Deci nu, asta vă compactul nu e adevărat. Pe partea asta, cum zic, toată partea dreaptă. Chestia cu asfaltarea nu s-o discut, n-am știut prețul costului per kilometru de asfalt. Este preț de referință la momentul ăsta. Preț de referință plus minus, da, 20% de referință. Poate și mai mult. Am vorbit și cu comisia. Atunci mai avem o problemă, vechea problemă de fapt care o am și o să mă susțin în continuare cu piatra. Deci vă rog frumos, domn primar, cu piatra asta să ne lămuriți și să facem o comisie de recepție. Adică nu se poate, adică atâția bani, avem 1.137.000 doar achiziții piatră și reparații străzi. Nu, de unde 1.100.000 piatră? Cu reparații străzi, închiriere utilaje, lucrări reabilitare, piatră în zona industrială care... Nu, dați-mi și mie să văd unde a fost aia. Era vorba de 350.000. Dar nu există, este vorba de 350.000 de lei. Capitolul 24, 42, 78, 68, 68. E vorba de 350.000 pe care luăm piatră de pe bursă. Și mai este o sumă la pus noveră, da? Domn primar, mă refer la 24 reparații străzi. Deci eu mă refer doar la 350 de reparații străzi. Acum, 300 și ceva de lei. Bun. Închiriere, utilaj, drum. Cu ce intenți? Ok, în regulă. Da, dar vreau să spun că toată suma asta se ridică la un 1.137.000. Nu există, dar Nu există. Haideți, măcar acum faceți activitatea, dacă nu o faceți în comisie. Acum la camere. Domnul primar, cred că dumneavoastră nu le-ați făcut activitatea. Domnul președinte. Vă rog frumos, până la urmă sunt președintele ședinței și oricând pot să vă opresc din a vorbi și să continuăm ședința, nu să continuăm discuțiile care trebuiau să aibă loc în mâna trecută, la care dumneavoastră ați lipsit. 350 la 24. Corect. 350, domnul contractant, spus și eu. Am dat și memoria. Și la 24, cât ai zis? Da? Domnul Bifan, haideți să verific și eu și... Dați-ne voie să putem discuta, nu mai interveniți, doamnă șurte. 350.000 cu 350.000, da? Nu? Adună-te și zic punctul următor. Îl chemați pe Mihailescu să cinească acolo, frate, că... 78. Lucrările de aplicare. Domnul Bifan, la un alt capitol, la 42, acolo este închiriere, urmărași este răsare. Și ce înseamnă aia? Da, știu acolo. Autogrederul care vine din nivelul 2. La 72 e un punct important. Este vorba de închirierea fetilat. Am închirierea buldozer. Cilindru? Nu. Am închirierea buldozer, mă puțin micele. Buldozer, excavator,
transportul, tot ce o însemnat inclusiv în zona de colmatări, o să fie făcut tot felul de lucruri. Dacă colmatări am luat, domnul Trifan, lăsați-mă să vă răspund și eu că am participat la chestia asta. E vorba de bulldozer care l-am închiriat și am întins toate betoanele alea înainte de calea ferată de la Utilul. Care ne de după calea ferată, platforma aceea care se face într-o platformă ilegală. Deci noi acolo nu se folosesc. Dar nu am legat așa. Nu ai înțeles nimic. Ba da, ați avut discuție și ați am și o întrebare, domnul președinte. Având în vedere închiriere utilaje, spuneți-i domnului Tifar cât a costat acțiunea cu mediul. O zi a durat câteva ore. Vă rog să spuneți cât a durat timpul și banii, cât aruncați? Închiriere utilaje. Nu înțeleg, la ce mediu? Deci acțiunea de mediu care am avut o sesizare făcută de către un cetățean al Lutminului. A sesizat direct Garda de Mediu, pe venea contat anul trecut în jur de 40.000 de lei, doar închirierea de containere și închirierea unui bulldozer ca să încarce toate de pe o stradă. Atâta timp cât noi avem un viceprimar care ia un salar și gunoaiele se aruncă în permanent pe marginea șanților și nu avem o amendă, o amendă în 6 ani, nu vă supărați, două locuri dumneavoastră mi-aș da demisia. Cea mai mare amendă pe care am aplicat-o ca și viceprimar este amendă de 6.000 de lei. Cu camionul la Fnea Germania, exact. A fost prima și ultima amendă. Și vă mai arăt dacă vreți. Domnul Puteanu, vii cu un amendament, da? Pentru ce trebuie să fac amendamentul ăsta? Pentru ce? Pentru noastră nu vă faceți treaba. Dar nu ne trebuie cine. Credeți-mă că eu fac treaba mai bine decât vă faceți dumneavoastră. Mulțumesc frumos. În total, sub matătul nostru, 52 de primul. Nu e adevărat. Mai adunați, vă rog. Deci avem așa, aici sunt grupuri de oameni. Pe buget, caută. Nu am parcurs bugetul, dar nu le-a adunat bine. Simona, dacă îmi dai voi un pic. Vedeți că ați pus și suma, inclusiv suma de la zona cu... Tot. Zona industrială. Nu are nicio treabă aia, fiindcă dumneavoastră a solicitat și eu să amenajăm o dată parc industrial să-l închiriem, da sau nu? Da, aici mai am o întrebare și dacă tot am adus în discuție. Da. În ce fază se află zona industrială care vrem să o dezvoltăm? Este documentație la OCTI. Vă spun eu de ce. Fiindcă să evităm un proces cu cei care au acolo, ca un contract pe zona unde hala și sunt fundațiile care sunt tabulate și apar ca și construcții, le-am permis să-și tabuleze acolo și să facem o dezmembrare, fiindcă deducea un proces 7-8 și aveam șanse să-l și pierdem. Omul renunță la restul de suprafață, își intabulează unde e hala și construcțiile alea vechi și am încheiat discuția. Ați înțeles acum? Deci nu vă supărați, domn primar, da. Că de această zonă industrială, de la domnul Siraghi, care și-a asumat el că era așa și e normal, o pedea foarte mult pentru zona industrială, nu s-a întâmplat nimic. În fiecare an alocăm piatră acolo. Dar nu s-a terminat intabularea lor și lucrarea la OGPI, nu am putut să intervenim. Poftim? Păi dacă nu alocăm și n-am băgat-o, banii au rămas. Da, am înțeles. Trebuie să înțelegeți noastră, nu tot mandatul. Vă rog frumos, mai ales. Dar nu-l cadă. Haideți, vă rog frumos să trecem. Dați voie să continui cu doamna Simona. Deci avem așa, piatră zonă industrială, ok? Achiziție piatră, 420.000 și lucrări, reabilitări, drum Udvin, 320.000. Ai zis 3 puncte, cu 4 puncte l-am pus. Domnul Trifar, vedeți că reabilitării sunt altceva. Vedeți că inclusiv o reabilitare a unui drum poate să fie pregătită pentru asfaltare, să știți la mine. Reabilitare pietruirii este una și reabilitare este altceva, să știți la mine. Sunt două lucruri diferite. Și nu intră în aceeași oală, e altceva. Asta este, fiindcă pregătești o structură pentru asfalt, nu poți să zici că ai făcut o pietruire, da sau nu? Domnul primar, nu mă leg de sumele, că imprimantă, că calculatoare și domnul Trifar, noi nu ne certăm, discutăm, v-am răspuns la întrebări ca să luminăm lucrurile, că nu am niciun interes să rămână la aer lucrurile. Să rămână de Consiliul Local unde este dorință de a se face și care și scandal, nu poate fi liniște. Domnul Trifar, altă întrebare cu alt capitol. Hai, lăsați-o pe colega mea, că vreți o glorie. Nu, că e făcut asta, dar nu e nicio problemă. Vă rog frumos să mă întrebați altceva. Eu votez bugetul, să nu aveți nici noi nimic dubiu, că noi nu vrem să votăm bugetul. Dar vreau să ne lămuriți și noi. Repet, o altă întrebare să o lămuriți. Haideți. Da. Mai avem o chestie la școală, ce am văzut-o. Am parcurs foarte puțin bugetul școlii. M-am cântat că suma de 800 și de mii de lei e o sumă mică. Felicit, nu știu pe cine se felicit, probabil directoarea care e, nu știu, e o femeie capabilă și poate să facă foarte lucruri. E o parte bună care îmi vede de treabă. Dar știți care e dubiul meu acolo?
De ce de 6 ani de zile alocăm 2 milioane, 1 milion jumate, 1 milion 400 și acum ne descurcăm cu 800 de mii? Păi vă spun eu, fiindcă banii au venit la pachet și banii care vin de la alte instituții intrau acolo la grămadă, erau 1 milion și nu știu, erau 2 milioane ceva. Erau 1 milion și ceva și acum am zis să facă capitolul distinctiv, să fie separat, să avem strict banii care merg de la noi. Asta a fost toată discuția. Am lămurit cu dumneavoastră, domnule, strict banii ce îi solicitează la Consiliul Local. Că vin din alte surse, e altceva. Nu putem să-i băgăm în același obol toate. Strict pe ce pleacă de la noi. Da, și n-am o mică problemă aici, unde nu pleacă poți greșeală de calcul sau nu, doamna președinte de economic. Asta trebuie să ne spuneți dumneavoastră ca să fim mai transparenti. Avem aici, în firma catering, 11 mese, 11 luni, ori 22 de mese, ori 160 de lei. 11 luni. Nu ține cont de vacanțe sau nu, poate fost o greșeală. Colega mea, consilieră, nu a fost la discuția mea cu doamna director, cu părinții și cu cadrele. Haideți să vă spun, sunare, dacă nu a fost acolo, ce vreți să vă spună? Am fost în două runde cu... Nu vă supărați, eu am lipsit o singură dată în 7 ani și mi s-au adus acuze că am lipsit. Pentru că a fost convocat. Doamna n-a reușit să caute acolo, nu a fost convocat. Implicat economic. Dar doamna n-a fost convocat acolo, cum să vină? Să vină așa, cu visația. Lămâriți-ne dumneavoastră. Dar înțelegi focusul tău asta. Dar hai să lăsăm după aceea. Pentru mine nu are nicio întrebare. Și să continuăm cu poderul. Doar și să putem... Haideți că vă și spășindăculeți și cumneți. Dar aveți colegi în comisiile care s-au discutat Ascultă, catering-ul nu intră sau ce pre Domnul, la părând sau după masă, cu mic dejun, cu ce-au ieșit. Au fost banii pe care părinții trebuia să-i dea. Am și discutat, v-aș și prezenta situația. Pentru spălatul rufelor și mai era ce, doamna? Cei 4 lei. Și cei 4 lei. Pentru spălatul rufelor și curățare. A, așa. Și era vorba și de veselă, nu știu ce. În fine. Una de lucrurile pe care noi, ca entitate, nu putem să o facem este să plătim masa copiilor. Am dotat cu pătrusul, cu tot ce trebuie așa, dar legea nu ne permite, masa trebuie să susțină părinții. Deci nu prea are rost să discutăm. Asta era întrebarea, adică... Nu susținem noi financiar. Acum, s-a făcut o schimbare, domnul Ivan m-a ascultat. Știu că aveți capacitatea asta, dar mie să vă jurul ăla. Așa ceva n-are cum să ceară bani pentru lucrare. Este o nu se le acest bani, clar. Domnul Ivan, nu căutați suma că nu există. Deci părinții și plătesc, ei primesc. Nu, probabil domnul Trifan în referatul doamna... Da. Ai găsit tu așa ceva, că nu este legal să plătească de către noi sau de către școală. Păi domnule, dar nicăieri nu se plătește. Mașa copilului o plătește părinte. Păi da, așa e. Dar n-ați avut copil la grăzimiță. Nu este bucet, domnule, de asta este bucet. Păi nu știu de unde o găsit domnul Trifan suma. Deci în primul rând, colegul mea și Buzan n-a spus așa ceva. Dar n-am văzut suma. Nu avem voie, ne permite lege, domnule. Este dacă citiți aici titlul 2, bunuri și servicii, unde a citit servicii catering 30%, da, este venituri proprii. Ai propriile lucruri. Având în vedere relativ existent de cele față în două părți care mai înainte aveau diferentul ăsta, eu vreau să spun că de cu mici eforturi, și de la unii și de la alții, s-ar putea să nu mai ajungem la situații genul ăsta. Odată, domnul Trifan, la
ședințe. Încercați să fiți prezent. Degeaba, da, înțeleg ideea că după aia apare... Domnule, dar scuzați că vă întrerup. În 7 ani am găsit o singură dată. Da, acum și a dat motiv pentru că a fost convocat cu doar câteva ore înainte. Nu contest. Eu mă refer acum și la ședința asta. Nu punctați, vă rog frumos, pe ceea ce nu există. Eu mă refer și la ședința asta. Eu am zis două ședințele județe. La comisii reunite, n-ai fost la niciodată. Asta e legat. Și a doua legat de administrație, legat de transparență. Aici, într-adevăr, s-a putut face mult mai mult. Bugetul ăla s-a pus pe site. Undeva super îngropat, într-un submeniu, puneți-i pe prima pagină. Pe prima pagină apare ceva legat de usturoi. Nu știu ce, ceva legat de usturoi. Au alungat frații din buget. Legat de bugetul ăla. Nu va zice bine. Acum bateți. Îmi spuneți că acolo la secțiunea de buget o să găsim pe prima pagină de usturoi. Asta e pădure. Nu are legătură, ești un pic dezghețat la mintele de seie, ceea ce fiind serios. Pe partea cealaltă avem inclusiv la vizieră, cum au spus, i-am zis colegii să-l vadă lumea. Acum, dacă nu fost transparență, hai să fim serios. Da, se poate mai bine asta vreau să fie. Acum, totdeauna se poate mai bine. Și cu desfaterea din. Asta nu ideea. Puteți să fie să numai comentarii. Poate să fie și un video. Puneți să fie un video. Dacă eu recunosc că nu este locul de mai bine, clar, o să încercăm să ne facem un pic mai bine, dar poziția ca domnul Trifan să nu mai lipsească niciodată și nu ați lipsit niciodată. Domnul regizor, în 7 ani de zile am lipsit niciodată, cu motiv, pentru că am fost convocat cu câteva ore înainte. Noi înțelegem, domnul Trifan, noi înțelegem că acum aveți peste și un glas după porție. Dar doriți să v-ați spus ceva, domnul. Veniți la ședințe, că de... Perfect, haideți să continuăm. Domnul președinte, hai să continuăm. Ați avut 40 de minute, 55 de minute de când vorbiți. Treaba asta se putea rezolva săptămâna trecută dacă ați fi avut decența să veniți la ședință. Stop, închidem orice subiect și orice discuție. Mulțumesc frumos. În calitate de președinte de ședință, vă rog frumos să mă ascultați. Mulțumesc. Având în vedere că e o oră de când a început ședința și stăm la discuții și nu mai vrem să ne amânăm, așa doar de dragul de a face pur și simplu politică și de a ne arăta noi că noi am scos din buget chestiile greșite sau negreșite, în prima fază, supun la vot, vă rog frumos să mă ascultați. Mulțumesc. Supun la vot bugetul care se va aproba către școala din Mihai Român. Cine este pentru? O secundă sau numele, domnul secretar? Toată lumea. Domnul Trifan? Da, pentru. Pentru. Deci 4. Domnule, discuții au fost în comisii, cum am discutat, că ei se abțină, da? Noi ne abținem. Da, corect. Da. Și 4 abțineri. Da, și n-am speculat acest aspect, domnule. Dar de ce ar trebui să speculați? Că aveți noi oameni acolo și nu-i corect. Nu contează, dar vă repun pe anul, de ce a bugetul școlii? Domnul, nu mai puțin, domnul Buzan. Trecea cu 6. Domnul Iuga. Cu 6. Domnul Meheș. Domnul Meheș. Și execuția bugetară pentru anul 2021. Vă rog frumos, domnilor consilieri, cine este pentru? Unanimitate, mulțumim frumos. Mulțumim, domnul Trifan, ați vrut să spuneți ceva? Da. Dar am foarte mult de spus, doamnă, să fie mai. Vă rog, să fie de dumneavoastră care... Când am stat 6 ore și după 6 ore, dacă vă spuneam, 20 de minute, dacă vă spuneam să nu mai vorbiți, atunci era băgarea pumnului. Dar după ce ați lipsit de la alea 6 ore pentru? Și ați primit o oră în ședința de mlen,
În ședința de plen ați primit o oră la toate discuțiile pe care le-ați avut dumneavoastră, de adus la cunoștință. Nu, asta e teorie politică. Primar. Deci asta e politică. Nu, asta este politică. Asta n-am să învăț de la tine. Proiect de hotărâre, trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi, vă rog frumos. Este proiect de hotărâre privind stabilirea categoriilor de persoane care beneficiază de gratuități sau reduceri la plata transportului și aprobarea tarifelor capitale de redutere Timișoara cu vin, Spinea Român, Spinea German și de Tur pentru anul 2022, indicator de vreme. Dacă îmi permiteți, în fiecare an avem, trimitem un HL cu categoriile sociale care beneficiază de gratuități vis-a-vis de transportul metropolitan pe care îl avem în comună. Discutăm de elevi, discutăm de persoanele cu handicap, care sunt cadrează pe lege și normal că și persoanele de vârstă de a pensionare a fost și vor fi că, ca de obicei, să beneficieze de gratuitate pe transportul în comun la noi pe teritoriul comunei. Dacă sunt întrebări, cale didactice și tot ce s-a dat până acum este o procedură, noi trebuie să transmitem la sediul SMTT-ului. Noile tarife, cazul care nu le-ați văzut. Da, aș avea aici, domn primar, de tot ce e legat vis-a-vis de transportul ăsta. Mai sunt ceva probleme de clarificat cu cursele? Orar. Oral, ceva. Da, sunt bun. Acum se merge până la Poșta Mare. Și haideți să vă spun, dacă îmi permiteți, domnul consilier, avem o problemă și vom avea una destul de acută. Adică sunt două mari și lacte pe care nu știu cum le vom depăși pe viitor. Una este factura la transportul metropolitan. Ați văzut că prețul la motorină crește destul de tare, prețul la bilete a crescut, vedem. Eu voi organiza din nou echipă, dacă vreți să faceți parte din ele vis-a-vis de controlul pe autobuze, facem legislație pentru organizarea faptului că trebuie să-și valideze, nu facem control, nu le dăm amendă. Oamenii nu înțeleg să-și valideze abonamentul ăla sau car, înțelegeți? Și atunci cofinanțarea noastră crește. Dacă ele vitreg, chiar dacă la un buzunar, nu, egal cu zero. Dacă nu trece acolo, atunci automat de la Ministerul Învățământului nu se fac decontări, vis-a-vis de transport, că se presupune că e nevoie o cifră și la casa de pensii la fel și prin tot felul de în casa de pensii și de ajutor vis-a-vis de cei cu handicap, nu se fac decontări și atunci exponențial crește și cofinanțarea din partea primăriei. Vă rog să luați în analiză dacă se depășește mult, peste 50.000, vis-a-vis de factura pe metropolitan, o să luăm în analiză, inclusiv să deschidem o altă discuție și să facem o nouă licitație pentru transport. Deci dacă se ajunge la 600-700.000, vă rog să mă înțelegeți, nu mă putea să susțin. Vor fi condiții tot, indiferent cine vine, cu autobuze, noi cu tot ce dorim noi și facem caietul de sarcini împreună cu noastră, este un preambul la asta și o altă problemă cu care ne vom confrunta este problema facturilor la energie și la gaz. Discutăm de foarte multe structuri de subole, discutăm de șur, ori de grădinițe, de tot ce avem noi locații pe care le gestionăm. Dacă se depășește foarte mult, inclusiv discutăm și de iluminat public. Am avut ultima factură 39.000 de lei. Ultima factură la iluminat și va crește. De-aia am zis că accesăm pe APM tot ce înseamnă lucrarea de becurile să fie cu temporizare, să scadă în intensitate când nu este nimeni, fiindcă soluții sunt. Încercăm să le prindem ca sesiuni de finanțare, discutăm de APM că asta e pe tapet la momentul ăsta și atunci sperăm să coborâm sau cel puțin să menținem facturile la nivelul sustenabil, fiindcă dacă nu vom avea bani și începem să facem tot felul de artificii pe sumele astea, clar va trebui să facem o modificare în timp de expunere vis-a-vis de cât stau vehiculele. O să găsim soluții cu firmele, cu programul ăsta pe fondul de mediu și să rămânem viabili vis-a-vis financiar. Nu să facem împrumuturi acum să plătim factura, dar ar fi utopic. Noi trebuie să ne discutăm cu fondurile proprii și atunci eu zic să
aveți în atenție dacă va fi necesar să facem anumite modificări. Deci asta este ideea. La curent nu poți să faci mare lucru, la gaze la fel, că nu poți să trecem notă lemne. Dar am dat dispoziție, scoli să oprește încălzirea la ora când se termină programul, în primărie să oprește centrala, când plecăm doar bazicul de drumul seara să nu înghețe de frig. Și deci avem deja transmisă spre structuri să încercăm să avem consumuri mai mici pe zona gazelor și a energiei. Bun, eu vă mulțumesc. Eu o întrebare de la doamna directoare. Bravo de la Uzbini, în care revinite de pe el. Nu știu că așa din punct, s-a deconectat tot. Da. A fost și pentru Crăciunul Sârbesc. Ideea următoare. Aici a apărut, este vorba de timp. Noi ne-am bucurat foarte tare că știm astăzi, copiii noștri ajung până în centru autobuzul și mare lucru să nu mai schimbe tramvaie și toate cele, înțelegeți? Și atunci s-a făcut decalarea, normal că tipii s-au modificat. E un traseu mult mai lung și atunci au trebuit să începem și de la Mihaiul German să venim un pic mai repede, să putem să-i colectăm pe cei de aici, de la Pecu, Udvinul și toate cele. Problema este la mediul de transport, ca să prea mulți direct oraș pe acolo, dar nu și-a comunică. Domnule, ești consilier al comunii care plătește o factură de consistentă. De ce credeți că nu? Noi discutăm, domnul Lovrei trimite aproape zilnic tabele nominale care determinează vis-a-vis de timpii, dar nu o să împăcăm în veci pe toată lumea, să știți la mine. Dar numărul de curse în plus, nu mai putem să ține, să fie clar. Vă modificăm timpii, vedem ce soluții găsim, dar în curse în plus nu avem cum, la nivelul de aproape 50 de mii, cu toate lunar exclus. Deci se respecte, doar s-au mutat timpii, s-au schimbat timpii. Deci de multe ori traficul nu te lasă să te cadrezi. Să luăm pe domnul care a venit, cetățean. Vreau să sunem că suntem în cadrul ședinței, are dreptul să asiste, la finalul ședinței ne întrebăm ce problema are. O întrebare. Din câte zile așa, autobuz nu poate mai în spate de tot, că multe lume s-au mutat acolo. Se modifică timpii de nou. Nu avem loc de întoarcere, domnul consilier. Aia din nu se poate găsi o soluție, că multe acolo discutăm de un cartier și un pus privat, da, care trebuia să pregătească terenul pentru așa ceva, deci să facă undeva stânga, structura respectivă, să nu-ți închipui că o să intre la pietre pe acolo cu autobuzul. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumim. Acum avem capitol diversitate.
dar se poate, se poate discuta, numai să fie ședință și putem să discutăm. Declarăm ședința închisă, suntem aici, discutați. Dacă îmi permiteți.